Aici e rai. Ah, vin înapoi. Hei, de ce faci una ca asta? Fug să prind pisica. Pa! Sunteți bine, domnule? Da, mersi, echipă păienjenel. Pisica neagră s-a izbit de mine. Părea că urmărește o pisică portocalie cu alb. Ai văzut cumva în ce direcție a luat-o pisica? Am văzut-o ieșind din parc pe acolo. Pisica neagră s-a dus după ea. Trebuie să ajungem mai sus ca să reușim să vedem unde sunt. Mersi! Nici o urmă de ele. Voi folosi vederea păienjenel. Acolo e pisica neagră și acolo e vulgăraș. Se îndreaptă înapoi în oraș. Trebuie să-i ajungem din urmă. Oh, ups! Oh, ce pisicuță! Iac! Acum sunt și murdară și am pierdut și pisicuța. Aici erai, micule ajutor. Vin acum! Acum unde te-ai mai dus, pisicuță? Te-am găsit! Și te-am prins! Lăsați-mă în pace! Micule ajutor, vino înapoi! Și acum? Pardon! Mișcă labele, te rog! Nu pot să mă țin prea mult! Uite-le acolo! Repede! Aproape am ajuns! Nu! Mă gâdili! Vor cădea! Hai să facem o plasă! O să strănut! Acum ești în siguranță. Adică vom duce pisica asta înapoi la proprietarul ei, care nu ești tu, pisica neagră. Da, știu. A fost urât din partea mea să iau pisicuța. Era atât de drăguță și zgarda ei sclipitoare. Exact ca lucrurile pe care le-am furat. Dar acestea aparțin altor oameni. La fel cum pisica aparține stăpânului ei, unde va fi în siguranță. E bine că ai dat totul înapoi, dar data viitoare, nu uita, nu fura lucrurile altora. Sau pisicile. În regulă. Pa! Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri și urmăriți Disney Junior pentru serialele voastre favorite.